Bună seara, spuneți în modal la Bosmanec, ce-o vrem de vacanță la Dionisie. Eu am acasă, clasa a 8-a. Deci tot recapturare sau... Recapturare, că e Biblia asta, da. Da, Biblia. Recapturare. Recapturare. Geometrie, da? Da, da. Geometrie. Facem mai geometrie sau... Da, da, mai geometrie, da. Corect. 25 de la pagina 66. 25 de la pagina 66. Fie AB, AB este secretul de cerere în punctul M. Deci în ipoteză. În ipoteză. A? B. Este secretul de cerere în M. Astfel încât AM egal cu BM. Așa încât? AM. A, mă, egal cu dumă. Egal cu dumă. Și câmă, egal cu dumă. Câmă, egal cu dumă. În concluzie, să tenim... Adică ce vrea să spună? A, B și cu C, D se înjumătățesc, nu? Exact. Asta vrea să spună, din ce-mi dau seama. Deci cu punctul M la mijlocul, A la ambilor segment. Și asta e tot în ipoteză. În concluzie. Amin. Demonstrați că triunghiul A, M, C, triunghiul A, M, G, este congruent cu triunghiul B, M, D. B, M, D. La venit. Demonstrați că triunghiul A, D, B, A, D, B, este congruent cu triunghiul B, C, A. B, C, A. Și la C, demonstrați că triunghiul C, A, D, C, A, D, este congruent cu triunghiul D, B, C. D, B, C. Asta se întâmplă. Da. Deci, dacă AB înseamnă două segmente AB, trebuie să intersectează pe punct M, așa încât AM intră mă B, C mă intră mă D, vrea să spună că am, de fapt, intersecția două segmente și se înjumătățesc, da? Deci eu ce fac? Fac așa și asta la tactă. A, B și cu C, D. C, D, M, punctul M la mijlocul lor. Și atunci apare o serie de triunghiuri, am să le punesc pe astea patru, nu știu cu ce triunghiuri e doar patru, dar vom vedea acum. Le-am unit pe toate cele patru puncte. Și din experiența care avem, ce este figura asta, fără să mai stăm pe gând? Este? Paralelogramă. Deci, avem, avem niște condiții suficiente ca un patrat să fie paralelogram. Unu. Dacă de unul îți mădătesc, una asta este chiar asta aici. Altă idee. Când nu avem de-a face un paralelogram? Două laturi paralele. Laturile opuse paralele, două câte două, da. Să fie congruente, două câte două. Două câte două congruente. Să fie două congruente și două paralele. Nu. Alea două care sunt paralele să fie și congruente. Da. Alea două care sunt paralele să fie și congruente, atunci iar și paralogram. Unghiule să fie izolate. Deci unghiurile alăturate fiecare laturi să fie suplimentare, să facă o solidare. Și mai aveam împreună unghiurile opuse congruente două câte două. Deci ăsta cu ăsta concurent și ăsta cu ăsta concurent, atunci e paralogram. Așadar, am recapitulat. Avem un paralogram dacă și numai dacă. Bun. Mai întâi trebuie A, M, G. A, M, G. Da? Să fie concurent cu B, M, D. Cu B, M, D. Avem B, M, cu B, avem A, M, cu B, nu avem unghiul opus la B. Da. Latul egal, nu? Da. Banal. Altul. Să rezolvăm asta? Nu. Mi se pare că e simplu. Pe urmă, la punctul A, D, B. A, D, B. Triunghiul A, D, B. Cu A, C, D. Cu A, C, B. C, D e congruent cu A, B. Deci, din, din congruența anterioară. Deci, din congruența anterioară, am avut că AC e gândit, nu?
Hai să se redactăm totuși, ca să fie foarte clar. Deci, să zicem, demonstrați. Punctual. Fie triunghiurile, ne amintim, nu? Triunghiurile spre comparare AMD, AMD și triunghiul. Dar nu cum spune, AMD. AMD, AMD, da, fi. Vorbește tu. AMD și triunghiul BMD. BMD. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Au MD cât MC din ipoteză. Da, MD egal cu MC din ipoteză. Mai au Maria. Mai au unghiul CMA care-i congruent cu BMD. CMA cu DMD. BMD. BMD. Din ce motiv? Așa spune, au puse la vârf. Mai au, mai avem încă, Miruna? Am cu MB. Am, cum egal cu MB, tot din ipoteză. Din cele, conform lui, triunghiurile luate în discuție, triunghiul AMG, congruent cu triunghiul BMD, și fiind congruente triunghiurile, toate celelalte elemente nefolosite, încă trei, sunt concrete pe unghiul de două. Bă, nu vorbim cu mă, cu mie, cu amă, cu mie, cu adă. Deci, mai întâi laturi nefolosite, AC, e când bâde, nu, Mirna? Da. AC, egal cu bâdele. Și unghiurile, care? ACM cu BM. ACM Maria cu? BDM. Cu BDM. A, C, M, ăsta de aici, cu ăsta de aici. Dar cum te-ți avem ții minte să le iei pe ăsta cu ăsta? Cine nu a pe ăsta de aici cu celălalt de aici? Am întors. Nu cu ăla de aici. Nu este o explicație asta. Păi unghiul C se uită spre latura A, D. Spatele A, D, mai am văzut. Unghiul C se uită spre latura A, M. Da, care? Sau A, D, nu? A, D? Nu. N-am treabă cu A, D, că mă duc la triunghiul C, M, A. Așa înseamnă cât de luăm. Deci noi în triunghiurile acestea privim. Triunghiul AMC și BMD. Numai cu ochii spre ele stăm și zicem unghiul din C, adică ACM, privește spre AM. Dar AM e egal cu MB. Și spre MB privește din triunghiul celălalt unghiul din D. Ăsta e motivul pentru care le iau la laturi concurente corespund unghiuri concurente și invers. La unghiuri concurente corespund laturi concurente. Deci între unghiuri concurente, laturi concurente echivalent unghiuri concurente, care sunt opuse acum. Da? Avem ca AC paralel cu BD și AC paralel cu BD. Asta nu știam noi din ipoteză. Că am privit noi ca un paralogram și asta alte poveste. Dar și bine că tu punctezi asta. Și atunci, ar fost pentru D, la C și pe D, ce ați fi ce D privită? Ca o secantă. Și pentru cele două drepte, secanta asta, ce fel de unghiuri apare asta? Alterne interne. Acum, insist, noi să terminăm povestea referitoare la cele două triunghiuri despre care am aflat că sunt concurente și atunci și celelalte elemente nefolosite, trei, nu? Două câte două, adică latura a treia cu latura a treia și unghiul, ai spus tu bine, ACM, unghiul ACM, cu care unghiul congruent, ACM, congruent cu unghiul, ACM, spune te rog, cu B, BDM, ACM, cu BDM, cu BDM, și, care al treilea unghi? Ce am, ce am, ce am, cu MB, cu MB, da, ce am, cu MB. Uitați că am completat în clipa asta, elementele două de două. Așa. Și acum să vedem la punctul următor. La punctul următor ce avem acolo? Coadă.
avem? Că adă cu dă cu că. Așa. Deci luăm spre comparare triunghiurile. La B aveți A, D, B. La A, la C, la B avem A, D, B. Cu B, BCA. Cu BCA. Și sunt congruente pentru că el este un paralelogram. A, D, cu B, C, A, C, cu B, D și un grecie cu chiuride. Sau AB la B. Sau... Deci ne ducem pentru A, D, B. Pentru A, D, B. A, D, B. Și cu A, C, B, nu? Da. Deci fie triunghiul, nu? La punctul B. Fie triunghiul A, B, D, A, D, B. A, D, B. Și triunghiul A, C, B. A, C, B. Despre el ne putem vorbi ca... Ne putem folosi cu paralelogram? Nu ne folosim. Deci nu. Deci nu ne folosim, că nu ne-au spus despre el. Două drepte să ne sunt intersectate. Aceste informații care știam noi de la paralelogram. Atunci nu ne folosim. Avem că B egal cu AB. AB la trăcomună. Deci au pe AB la trăcomună. AB la cură comună. AC congruent cu BD. AC congruent cu BD de unde? Egal cu BD. Demonstrat, la punctul A. Chiar așa spun, demonstrat la A. La punctul A. Și ce mai au? Și unghiul din B congruent cu unghiul din A. Adică și din printre lider este confuzie. Cu A, B, adică ăsta de aici. A, B, D. Cu A, B, cu A, B, D. Deci ce A, B, ce A, B, congruent cu A, B, D. Tot demonstrat. Tot demonstrat. Da. Da. Important. Nu? De-aia, vedeți dacă am făcut treaba asta aici, ne este de mare folos. Deci, tot demonstrat la punctul A. Și atunci, conform cazului, care e Adi? L-ul. L-ul. Da? L-ul. Triunghiul pe toate discuții. Avem L-ul, avem... Triunghiul meu. A, da, două laturi și unul. Da? Două laturi și unul dintre ele obligator. Dintre ele, corect. Neapărat. Unul dintre ele, ca să fie laturi lungat. Conform acest triunghiul ACB, triunghiul ACB. Triunghiul ACB, congruent cu triunghiul ACB. Și fiind congruente, rezultă că și celelalte elemente nefolosite. AD egal cu CB. Deci AD cu CB. AD egal cu CB. Măsura lui ADB egal cu măsura lui ACB. ADB, da? Măsura. Lui A, D, B, unghiul A, D, B, egal cu măsura A, de zisa lui? A lui A, C, B. A, C, B. Și măsura unghiului C, B, A. C, B, A. Egal cu măsura lui B, A, D. Egal cu măsura lui B, B, A, D. Deci am completat celelalte elemente. Și acum, la punctul C, avem să dovedim că CAD, triunghiul CAD, CAD cu CBD. Da. Mai avem GB egal cu... Avem CAD. Deci vreau să spre comparare triunghiurile. Deci fie triunghiurile care. Asta e care cere autor. Da. ACD și triunghiul. Nu, cât de bă, zice acolo, cât de bă. Cât de bă. Triunghiul, cât de bă. Ele au. A, C, cu B, D. A, C. A, C, cu B, D. De unde știi? Demonstrat. Așa. A, C, egal cu B, D. Demonstrat. Tot la. Tot punctul A. A, C, D, și A, așa. Mai avem și cu... Cb egal cu AD, tot cb, cb, dar și asta e bună, cb egal cu AD, cb, c,
că B egal cu AD, demonstrat. Demonstrat. Ah. N-am demonstrat, am spus. Că B, că B, că n-am luat ce triunghiuri am luat numai ea. Am luat triunghiurile ce AB. Da, 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 da. Deci că B, B, egal cu, a spus cu AD. Cât demonstrat? Demonstrat. Și de când... Să mă întreb la B, profesor, dacă vreți să... Așa, ca să fie rigoros. Corect. Când latură comună. Când latură comună. Și conform cazului... L. Da? Trebuie să congruente. Trângurile acelea sunt congruente. Și nu mai trebuie ce fac, că am terminat să le am. Da, atât era. Să arătăm că trângurile sunt congruente. Deci de aici a reușit că triunghiurile luate în discuție ACD, ACD egal cu congruentul triunghiul CDB. CDB. Dar eu nu vreau să mă depărtez de problemă, vreau să mă insist un pic. Să vedeți de ce. Deci, în clipa în care am arătat că unghiul de aici este cât ăsta de aici din anterior de dovedit, atunci zicem, luăm aceste două. Deci avem, avem că unghiul CAB, unghiul CAB, e congruent cu unghiul, deci CAB și cu ABD. ABD. Da? E arătat. Demonstrat. Și pentru dreptele AC și AC și AC virgulă BD, iar pentru perechea asta de drepte AD de sub AB, pardon, arătăm AB setantă, acestea apar ce fel de unghiuri? A, ce aveți cu ABD? Artele interne. Deci este, sunt artele interne. Și atunci le obligă pe cele două, pe cele două drepte, AC și BD. Așa. Deci le duc de aici ca AC, paralel cu BD. Analog se poate arăta că CB, deci analog, CB, paralel cu AD. Și din cele două, figura în care latele opuse sunt paralele două câte două, figura aceea este paralogram. Deci ABC, cum este? ADBC, așa cum e scris acolo, paralelogram. Și am arătat că dacă am două segmente intersectate jumătățite, figura e pantogram. Că am arătat, din congruența triunghiurilor respective, am arătat că latura opuse sunt paralele de câte două. Asta e definiția pantogramului. Sunt congruente de două. Nu, am arătat că paralelism. Aici, da, dar noi demonstrația noastră că sunt și congruente. Nu, am folosit, am ajuns deocamdată folosind calitatea unghiilor acestora și două drepte de o secantă, dreptate în interne, am uitat și din paralele de câte două. Și asta e definiția pantogramului. Da, definiția. Da, definiția. Un patru latere devine paralelogram dacă, prin definiție, laturile opuse sunt paralele de două câte două. Și, în plus, am echivalențe ale definiției. Dacă două câte două sunt congruente laturile opuse, iar e paralelogram. Dacă doar două sunt paralele opuse și congruente, iar e paralelogram. Dacă diagonalele se înjumătățesc. Dar, iată, de acum să jumătăți de acolo am ajuns. Din ipoteză chiar. Da, sigur că da, tocmai. Vreau dar puteam să ne folosim ipoteză în ce pui paralogram și să rezolvăm foarte repede triunghiurile astea? Nu, nu, pentru că atunci tu te duceai la niște informații care le aveai dinainte despre paralogram. Dar autorul a vrut să vadă aici cum de la faptul că am de-a face cu paralogram, prin congruența am de-a face cu laturile opuse, diagonale se înjumătățesc, am de-a face cu asta, asta e ipoteza, s-a ajuns spre definiția de paralogram. Că n-am făcut niciodată chestia asta. Am mers pur și simplu teoretic.
spunând că dacă se înjumătățesc, e paralogram. Dar drumul de la se înjumătățesc la paralogram s-a parcurs aici. Corect. Cam arătat, nu? Prin concurența primilor respective două câte două, toate aceste puncte făcute ABC au însemnat ce șanse pentru a ajunge de la se înjumătățesc spre definiția clasică paralogram. Vedeți de ce spunem că echivalenta definiției paralogramului de rol, în patrațiul este paralogram dacă laturile opuse sunt paralele două câte două, este și asta, diagonale se înjumătățesc. Că de la diagonale se înjumătățesc ajung la definiție. Corect. Da? Dacă vreți să plecăm de la definiție, ajung să diagonale se înjumătățesc, cum? Fiind paralele două câte două, apar unghiurile cele alterne interne, alterne externe, triunghiurile acestea sunt congruente, mă duc la acestea și sunt paralele, știam, că a zis, asta e paralelul cu asta, nu? Asta e diagonală. Atunci unghiul ăsta e cât ăsta, două drepte, la fel fac. La fel fac și în partea asta, pentru asta de aici, unghiurile două câte două alterne interne, și în felul ăsta mă duc și pot merge spre congruența triunghiurilor. Da? Că dacă iau triunghiul CAD și cu CBG, cele două triunghiuri au pe CD comună și unghiurile de aici, de la faza asta de aici, va fi cât ăsta, din alterne interne. Ăsta de aici va fi cât ăsta de aici și spunem în cazul unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Și atunci triunghiul sunt congruent și obligă latura asta să fie cât asta, asta, cât asta. Și în felul ăsta te duci înapoi spre două laturi opuse, paralele și congruente. Da. Am făcut una din asta ușoară de recapitulare, acum trecem la triunghiul de piramidă. Au și de acolo. Face puțin, am văzut că sunt niște pătrat, niște triunghiuri, niște rapoarte acolo, care dau cava, treia, ceva, niște chestii. Patrunghi, da. În cerință, în concluzie, se cerea o chestie de aceea, nu știu. Acum avem. Așa e la teorie, ce este cala a doua, cala a treia. Volumul V-a la treia. Volumul la treia. E cala a treia, de cala a doua. Dar dacă se referă la volumea două piramide, și avem un raport de proporționalitate, am secționat piramida cu un plan paralel, volumul acela micuț, supra volumul mare, este raportul K, care există între laturi, la a treia. Din ce la a treia? Pentru că sunt cele trei dimensiuni înmulțite, nu? Area bazei înseamnă două dimensiuni și cu înălțimea a treia dimensiune. Și atunci raportul de proporționalitate e la a treia. Pentru arii laterale, dacă ar fi, sau arele bazelor, e ca la pătrat. Deci, problema 1 de la pagina 88. B1 de la 88. Însă, în jumătăță, avem un drum de piramidă paralelă regulată A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, B prim, trunchi. De piramidă paralelă regulată. Trunchi de piramidă. Patru la tără. Regulă tără. Deci, într-un punct de piramidă patru la tără regulată, latura partei mari este L mare egal cu 32 cm. L mare egal cu 32 cm. Latura partei mici, L mic, egal cu 24 cm. Apotema trunchiului, AT, egal cu 5 cm. A? AT, A mic, indice T. A mic, indice T, apoi te mă apoi frâna. Da, egal cu 5 cm. 5 cm. Calculați. Area laterală. Area laterală, egal cu cine? B. Înălțimea. H, nu? H egal cu cine? Cine? Și ce mic? Volumul. Volumul. Și de la 1. Și M,
lungimea mâchii laterale. M mic, lungimea mâchii laterale. M mic, egal cu cine, da? Da. Și nu de adică mâchii... A prim. A prim, da, lungimea mâchii. Egal cu A prim și egal cu cine. Da. Să lăsăm o piramidă, o trâng de piramidă. Cum propunem să facem o piramidă și după aia... Și ștergem un vârf. Da. Un plan paralel, tăiem și ștergem un vârf. Deci o să zicem o, un trunchi, o piramidă. A, B, C, D. Și așa cum știți, zicem diagonală, e în pătrat, înțeleg eu, baza. Așa. Da? Și o să zicem cu V. Ce nu se vede? Ce nu se vede cu un cam? Și iată, așa arată trunchiul de piramidă, nici înălțimea. Piramida. Piramida, da. Piramida, așa arată. Așa cum am construit. Și acum am cum construit, da. Un plan paralel. Cam paralel. Deci fixăm așa, să zicem aici. Undeva. Și duc paralel la B. Duc o paralelă. Și zic A prim, B prim. Duc o paralel la B, ce? O paralel la B, ce? B prim, C prim. O paralelă la C D. Nu se vede. Acum. Și iarăși nu se vede. Asta, asta ar fi planul de secțiune. Da. B prim am făcut. Așa, deci B prim. B prim. B prim. Și acum șterge, nu se sigur. Nu văd cu acela. Deci ștergem toate tot vârful și atunci apare aici, asta se vede aici. Da. Da. Deci B prim, A, A prim, B prim, C prim, D prim. Și O prim. Da. Și O prim la intersecție. La intersecția de drumul, O prim. Iată, ăsta este trunchiul de piramidă ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim. Ce știm? Știm latura mare, care e de 32, latura mică, care este de 24, știm apotema trunchiului, ce e apotema? O prim. O, o primă înălțime. Păi, din centru, pe mijlocul laterii opozitiv. Din? Centru, pe mijlocul laterii. Centru cu, centru cu I. Centrul pătratului. Pe mijlocul laturii opuse. Dar cine, la care latură opuse ne referim? De exemplu, O pe BC. Din O, perpendicular pe BC. Așa, asta, așa. Este apotema bazei. Apotema bazei. Dar vezi că aici vorbește de apotema piramidei. Este pe mijlocul lui prin ce, prin mijlocul lui pe ce? Deci pe mijlocul lui pe ce? Uite cum am dus acum, hai să zicem aici. Este E în, e în mijlocul lui pe ce, da? Și prin mijlocul lui pe ce, prin B, prin ce, prin? A, asta, mijlocul lui pe prin ce, prin. Să notăm cu E în prima aici. Și unindu-l așa, asta este apotema. Deci apotema AT, apotema piramidei. Atenție, de fapt toate fețele ce sunt, fețe laterale. Trapeze. Trapeze. Și cine este apotema de fapt? Și trapezii. Înălțimea trapezului. Înălțimea trapezului. Deci apotema trunchiului este înălțimea trapezului. Deci eu pot să iau de o parte așa. Și e vorba de trapez de cale. Trapez isoscel, sigur. Toate fețele sunt trapezii isoscele. Și
Și atunci, fiind, zic, mijloc, mijloc, fiind pur și simplu asta este. Dacă B C am luat-o, B prim C prim, atunci B prim, ori spun M prim, mai spus tu mijloc, mijloc, ori spun B prim, B secund, înălțimea trapezului. Și o notăm cu M. M în P. Unde aia a fost notată cu M? O notăm cu A, P. A, o tema trunchiului. Întrebarea este, o știm pe AT. Deci, ce am dat noi cu M prim, ce am dat noi cu M? Cu M prim? Chiar pe trunchi, profesor. Ce era aici? E în prim mijlocul B prim, ce prim? Și acum ducem din B prim, nu? Și am zis, ori o zic pe M prim, M. Așa este în ori? Figură. Cum? E M prim, la mijloc. Așa? Da. E figură, da. Așa e. Așa, văd, dar eu am spus că, pentru a înțelege foarte bine voi, puteți să vă clarificați povestea, că apotema este înălțimea în trapezul isoscel ăsta. Este înălțimea în trapez, ca să vă fie clar. Că mă prim, e tocmai B prim B secund, cum am notat-o. Sau B prim M. Sau B prim, depinde acum, meluna în fiecare din fețe. Înălțimea în fiecare din fețe. Isoscelea are laterală. Cine este egală are laterală? Mă dăm cu un capa. Cine capa? Are laterală. E de patru ori aia trapezului isoscel. Tu vezi pe figură, mă. Deci are laterală. Nu s-o muriare. Deci are laterală înseamnă cât material îți trebuie ca să-mi vede și peste tot. Avem patru trapezi isoscele. Toate trapezele sunt egale. Care ori 2, zic că sunt. Deci ori 2? Păi nu și area bazelor. Și baza asta e deoparte. Nu mai are laterală. Și așa e area totală. Ce nu înțeleg? Deci, pentru area laterală, înseamnă să învelesc de jur împrejur corpul cu material. Doar părțile laterale are. Și înseamnă area lui A, A prim B prim B. Și spatru. Și spatru, e asta de aici, asta de aici, din spate și asta altă. Da? Și ele sunt toate de aceeași are, vezi, că sunt concrete trapezile astea. Deci area laterală a lui A cui A, A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, B prim. A trunchiului. A ale laterală T, da, să zic așa. Este egal cu de patru ori aria lui A, B, C, cum am văzut mai, B, C, C prim, B prim. Și cu cine este aria lui trapez? Cu patru mai deputat micuri. Patru ori. Este patru ori, va fi aria cu sigur trapez. Baza mare. 32. 32. Plus baza mică la D. Plus 24. Tot ori înălțimea trapezului. Adică cine înălțimea trapezului? Egal cu B prim. B prim sau M prim M. Sau AT. AT. Caritate. Uite. Ori 5. Ori 5. Da. Ori 5. Supra 2. 4 cu 2 și face 2. Și face egal cu 32 24, 56, ori 10, egal cu 560 cm pătrați, da? Fiindcă vorbim de area laterală. Centimetri pătrați, fiindcă vorbim de arie. Sunt două dimensiuni din mulțite acolo. Și cu asta am aflat area laterală. Înălțimea, să vedem cum aflăm. Într-un unghiul O prim M. O? Oprim, O, oprim, M. Mă știm pe O, mă. O, mă știm că e jumătate din AB. Și oprim, M. Oprim, M, așa. Nu mai știu. Deci cum să aflăm înălțimea? Este o formulă, nu-i așa?
Nu e nicio formulă, e o problemă complicată aici. Nu căutați, iar ăsta, e teatra voastră, căutați o formulă ca să vă aflați acolo. Ca și cum ar fi înălțime egal cu... Nu, nu e problema. Nu. Nu e problema. Alte idei, alte inițiative. Iar am zis să mergem în primul om, oprim. N-ai mai insistat, e potonic. De ce te-ai potonic? Eu nu știu și pe oprimem. Nu știi pe oprimem? De acord. Atunci părăsești ideea și vezi altceva. De... A oprim o egal cu a prima. Cum? Oprim o. Oprim o egal cu? A prima. A prim a. Nu prea cred că asta este oprimă, muchie. O oprim hiperpediculare, așa pe cele două plane. Tu pe o oprim trebuie să o afle. A prim, nu știi. Va trebui să o afle la punctul următor. Verona, ai spus pe oia, nu știi. Leagă-te de oim și leagă-te că și dincolo sus este o situație asemănătoare. Ducem formăm un oprim, o, ducem gen să formăm oprim, o, mă, mă prim în desum. Ce este asta? O, prim, o, mă, mă prim. Un trapez. Un trapez dreptunghic. Să luăm pe parte. Deci situația este așa. O e O prim e prim. Da? E prim, domnule. O prim e prim și tu ai asta. Asta e situația, da? Bine, ce știm? Ce știm aici? Pe, știm pe O prim e prim, știm pe O e prim. O prim este 12. Pe toate era 24. O prim 16. Deci 12 aici. Aici 16. Și mă prim. O prim este 5. Și mă prim este știu de 5. Ne mergem într-un unghiul. Da, ne mergem într-un unghiul. O prim e prim. O prim e prim. O prim, e prim, e... Știm pe o prim, e prim. Așa am eu, da? Ai zis o prim, e prim, e... Da. Ce știi mai aici? Știm pe o prim, e prim. Da. Pe e prim, e... Da. Șapte. Și nu știu unghiul dintre ele, că mă gândesc să fi Pitagora generalizată. Cum ar fi dacă știm unghiul dintre ele? O latură la pătrate, suma pătratelor celorlalte două, minus de două produsul lor, oricum se însumi dintre ele. Pentru Pitagora generalizată. Dar nu știu unghiul dintre ele. Deci din mă prim o perpendiculară. Asta e, mă. Din prim, mă prim. Deci un perpendicular. Deci mă prim T aici. Mă prim T. Și apare triunghiul mă prim T M. În care mă prim T este cât o oprim. Că e dreptunghi ăsta, nu așa? A aflat pe o oprim înseamnă a aflat pe mă prim T. E, în ce triunghi să vă duc eu acum? Mă prim T. Mă prim T, deci în triunghiul. În triunghiul mă prim M. Mă prim mă T. Avem acolo, ce știu aici? Deci nu mă prim de 5. Mă mă prim egal cu 5. T mă egal cu 4. T mă egal cu 16 minus 12, 4. 16 minus 12 egal cu 4. Și măsură la mă prim T mă. Cât este? 90. 90. Măsura lui. E despre fenicoare, da? Măsura lui mă prim. T, M, egal cu 90 de grade. Și atunci... T, M, prim. T, M, prim. Egal cu radical din 25. 25. Minus 16. Adică? Radical din 9. 3. 3. Și cu asta am aflat
mă prim, când mă prim, egal cu o, o prim, egal cu H, H, nu? Și egal cu 3. Și am aflat înălțimea trunchiului. Adică am născut și la punctul B. Deci are aici la teran am născut din aur 560 cm pătrați, adică câți metri? Centimetri pătrați, câți metri? Împărțim cu 10.000. Împărțim cu 10.000. 100. Împărțim cu 10.000. Și cât face? Cu 10.000 sub 100. Păi aici nu știu. Eu știu cu 100. 100, nu? De la centimetru la metru. Da, mai că sunt pătrați. Și la metri pătrați? 0,560 metri pătrați. Crești și descrezi din sute în sute ani. La metru pătrat. Da? La multipli și submultipli pentru suprafață, crește și descrește din sute în sute. Și aici e 5,6. Și aici este? Cât? 0,560 pătrați. 0,560, dacă amplificăm cu 10.000. Cu 10.000, da. Da, 560. Cât e 0 la 10.000? 4. 4. Și 40 mare, dacă mă duc mai încoace? 0,560. Aici este virgula, da? Da. Și dacă duc la 1, 2, 3, 4 și fără pură. Deci este egal cu 0,56 metri pătrați. 1, 2, 3, 4. Atenție multă! Dacă ar fi fost decimetri pătrați, decimetri, da? Decimetri pătrați. Așești. Ori decimetri înseamnă de mână. De mână. Da. Ori 100. Nu, ori 100... Ori 1000. Păi de la centimetri la decimetri în distanță de 100. Da. Distanță de 10. De la centimetri deci. La centimetri pătrați, la decimetri pătrați. Înseamnă că e 100. 100. Și atunci? Mă duc peste 20 mari și ar fost 5,6 decimetri pătrați. Deci hai să luăm și așa. Dar decimetri sunt mai mulți? Mai puțin. Deci ai centimetru, decimetru, metru. Deci 50. Dar fiind la de la centimetri, domn profesor, când la decimetri. Așa. Deci sunt mai mulți. Sunt mai puțin. Deci decimetri mai mare, nu? Deci centimetri. Dar decimetri e dm, nu? Da, mama. Dar aici e km, dm și m. Da. Deci, să zicem încă o dată, 560, 560 centimetri pătrați este egal cu 5,6 5,6 ce? Dm pătrați. Are egal cu 0,056, că mai se duce peste 2 metri pătrați. Și egal cu dm pătrați. Da. Decametri. 0,00056. Așa. Deci mai strâng încă două zerouri lângă astea, da? De 0,00056 56 da. Decametri. Și hectometri sau hectare? Când ar fi? 0,00000. Adică total 5 zerouri. Da? De 0, și 5 zerouri. Da? 56 hectare. Hectometri.